Oficiul de ameliorare și reproducție în zootehnie continuă inventarierea animalelor din județ. Acum a venit rândul cailor să fie numărați și microcipați pentru a li se întocmi documentele prevăzute de lege. Mișcarea efectivelor este oprită sau ilegală dacă nu este individualizat microcipat animalul. Reamintesc faptul că un cal sau o cabalină nu se poate scoate nici la pășune, nu se poate folosi pentru lucrări agricole în afara proprietății dacă nu este microcipat. Motivația, o subliniem, este vorba de combaterea anemiei infecțioase, de combaterea anumitor boli infecțioase la cabaline, transmiterea acestora. Pentru fiecare cabalină trebuie întocmit un pașaport cu toate datele de identificare și proveniența acesteia. Potrivit unor date statistice, în prezent, la nivelul județului Vaslui, există aproximativ 10.000 de cabaline microcipate, pentru care nu există însă și documentele aferente. Noi încercăm prin sondaj, nu putem clarifica situația, circa 36.000 de cabaline cât există, zicem noi, în județul Vaslui. Dar trebuie să ajungem la peste 90% animale identificate, a căror identitate este stabilită pe proprietar, pe adresă și pe număr matricol, atât după semne, după vârstă, după an de naștere. Pericolul pe care îl reprezintă un cal nemicrocipat și pentru care nu există acte este aspru sancționat de către Comisia Europeană, însă și legea românească are propriile sancțiuni. Începând cu luna octombrie, posesorii de cai identificați fără actele cerute de lege vor fi sancționați de către Oficiul de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, existând chiar posibilitatea confiscării animalului.